Înțepăturile de insecte Musculița platanului. de obicei produc reacții urticariene, le numim noi urticarii localizate post-insect bite și sunt supărătoare mai ales la copii. Copiii fac o hiperergie și pot avea dimensiuni super mari, da? Dar le tratăm ca pe urticarie și desigur ne uităm la agenți. Cine a fost agentul care a produs înțepătura, fiindcă știm foarte clar că este și perioada căpușelor, încă nu a trecut, că pot exista transmiteri, să fie aceștia doar vector și să fie transmiteri de treponeme, de exemplu, ar fi Borrelia burgdorferi. Și există un vaccin care previne encefalita dată de căpușe. Lumea se gândește la boala Lyme pentru că a fost acel caz ultramediatizat cu un îndrăgit actor care a murit din cauza acestei afecțiuni, dar sunt în Europa de Vest și în zona montană. Căpușele transmit virusul encefalitei și poate fi prevenit prin vaccinare. Pentru că este periculos că nu e nevoie decât de o singură mușcătură și nu poate, odată intrat în sânge virusul, nu poate fi tratat. Nu există un antiviral specific, spre deosebire de boala Lyme. Eu am vorbit despre treponemă, dar într-adevăr aveți mare dreptate, se poate transmite și un virus, se pot transmite și alți patogeni prin căpușă. Vestea bună pentru țara noastră este că nu avem o epidemie de infecții cu germe slash virusuri date de căpușe. În România, doar 30% dintre căpușe sunt infectate. În Franța, în bazinul mediteranean, în Statele Unite, există riscuri mult mai mari. Sunt mult mai infectate comparativ cu cele din țara noastră. Eu profilactic nu aș fi pro ca să facem un vaccin împotriva encefalitei, pentru că și vaccinurile pot avea reacții adverse. Dacă le identificăm, eu zic o cură profilactică de antibiotic și identificarea căpușei, extragerea ei corectă, monitorizare cu screening serologic ar fi superioare. Mă refer la teritoriul țării noastre. E foarte Obișnuite, simplu de tamponarea treabă. cu spirit este obișnuită, Dăm mixturi cu hidrocortizon acetat, dăm antihistaminice, dă trec foarte repede. Deci, urticarea efectiv post-insect bite, când nu e buloasă, pentru că pot fi și legiuni buloase pline cu lichid și peste 0,5 cm. Dar atunci când sunt numai papule, sunt foarte simplu de tratat la specialiști. Și de altfel, familiilor cu copii, noi le recomandăm să plece la ei și cu un mic antihistaminic pentru copil sau pentru adult și să aibă totdeauna în trusă, mai ales dacă pleacă departe, și o mixtură din aceasta cu hidrocortizon.